10 alimente naturale care vă vor curăța arterele de depunerile de colesterol, publicat de Patricia Esca pe 26 noiembrie 2020 în Sănătate. Sfaturi: viața arterele se pot înfunda din cauza colesterolului mare și pot cauza diverse probleme de sănătate. Arterele înfundate provoacă ateroscleroză, care poate duce la insuficiență cardiacă și la multe alte boli. Așadar, astăzi îți prezentăm cele mai utile 10 produse care te vor ajuta să cureți în mod natural arterele. 1. Usturoi. Usturoiul este folosit de mult timp pentru tratarea problemelor de sănătate datorită nenumăratelor sale proprietăți medicinale. Te protejează împotriva bolilor sistemului cardiovascular și a tensiunii arteriale crescute. Numeroase studii au arătat că este folosit în special pentru prevenirea înfundării arterei coronare. 2. Struguri. Având un conținut ridicat de resveratrol, flavonoide și quercetină, strugurii reduc acumularea grăsimilor pe pereții arteriali. De asemenea, reduce riscul formării cheagurilor de sânge și a bolilor de inimă. 3. Ulei de măsline. Numeroase studii au confirmat beneficiile uleiului de măsline consumat crud. Acesta scade colesterolul din sânge și este plin de grăsimi mononesaturate, care reduc nivelul LDL. 4. Pește. În urma unor studii, s-a ajuns la concluzie că peștele, în special tonul și somonul, previne efectiv înfundarea arterelor cu grăsimi, deoarece este bogat în omega-3. De asemenea, acizii grași omega-3 previn formarea cheagurilor de sânge. 5. Suc de afine. Cu doar 3 cânde de suc de afine pe săptămână, poți curăța foarte bine arterele, deoarece acest suc crește capacitatea celulelor de a absorbi grăsimile și de a le transforma în energie. Prin urmare, sucul de afine previne acumularea de grăsime în vasele de sânge. 6. Roșii. Roșiile sunt bogate în licopen, substanță care va reduce riscul de înfundare a arterelor. Licopenul este, de asemenea, responsabil pentru culoarea roșie a roșiilor și, conform cercetărilor, consumul lor regulat reduce riscul bolilor cardiovasculare la femei. 7. Chiu și pepene galben. Chiu și pepenele galben au un conținut ridicat de antioxidanți, astfel încât reduc efectiv nivelurile de LDL. Doar câteva felii de pepene și chiu pe zi vor curăța rapid arterele. 8. Făină de ovăz. Conținutul ridicat de fibre solubile din fulgi de ovăz previne formarea colesterolului. Studiile au confirmat că 1,5-2,5 cânde de fulgi de ovăz gătite zilnic scad colesterolul cu 20%. 9. Rodii. Rodiile sunt, de asemenea, bogate în antioxidanți și sunt unul dintre cele mai puternice fructe care luptă împotriva înfundării arterelor. Acest fruct te protejează împotriva acumulării de colesterol, previne dezvoltarea aterosclerozei și deteriorarea vaselor de sânge. 10. Spanacul. Spanacul este o sursă bogată de potasiu și acid folic, deci previne hipertensiunea, colesterolul și te protejează cu succes împotriva insuficienței cardiace. În plus, conține cantități mari de luteină, care previne degenerescența maculară legată de vârstă, DMA. Sănătate, prieteni! Distribuiți canalul, apreciați conținutul și abonați-vă!